Pentru că simțeam nevoia de o schimbare și totodată simțeam nevoia de... mă simțeam foarte responsabilă. Într-o școală, așa cum societate, tehnologia are un rol foarte important, cred că în fiecare școală profesorul de informatică are un rol în plus față de ceilalți profesori. Trebuie să fie promotor al noului, atât în raport cu colegii, cât și în raport cu elevii. Și acest program a venit ca un răspuns la o dorință de-a mea mai veche. Îmi doream o formare, dar nu o formare clasică, prin cursuri obișnuite, ci o formare altfel și acesta e răspunsul. A fost peste așteptările mele, a fost o combinație perfectă între activități de tip vizite în instituții, în firme IT de top, a creat acest networking cu colegii din țară, cu care nu m-aș fi cunoscut. Ne-a invitat la numeroase reflecții, la numeroase idei pentru perioada următoare. Da, faptul că nu am fost presat să facem ceva, în special, dar permanent era ideea cu ce mergem mai departe, ce dăm mai departe și la fiecare bootcamp îmi puneam această problemă. Ce pot să duc acasă de la acest bootcamp? Pentru colegii mei și pentru elevii mei. Și acum cred că am foarte bine conturate aceste idei vis-a-vis de emoții, necesitatea emoțiilor negative și desigur a celor pozitive, dar și îmbogățirea curriculumului prin inițierea unor cursuri opționale. La robotul software, ceea ce m-a impresionat după trainingul de ieri, dar și la dezvoltarea de jocuri și privirea jocurilor dintr-o altă perspectivă chiar educațională. Accentuez mai mult latura emoțională decât cea a transmiterii de cunoștințe și cea a obținerii de rezultate. Să mă intereseze mai mult și ce este în spate, ce se întâmplă. Să fie mai creativi, fiecare să își poată dovedi competențe de leadership în domeniul lui, fiecare poate excela într-un anumit domeniu, să-și descopere potențialul și să fie un lider în domeniul lui. Și să-l ajutăm să se exprime și să conștientizeze acest lucru. Depinde de momentul, totul depinde de moment al de semestru. Cred că ar trebui să fie foarte bine combinat cu parte motivațională la început, treptat, să-l atragem și în preluarea de noi cunoștințe și la sfârșitul orei să vedem exact cu ce a rămas, ce poate și el transmite mai departe. De fapt, eu folosesc acest lucru după oră. Dacă te întreabă colegul de la o altă clasă în pauză următoare, ce poți să-i spui că ai învățat la ora aceasta? Și permanent cu conectarea cu cariera, cu viitorul, cu ce l-ar ajuta în viață. Da, există perspective multiple și mai ales noi profesorii de informatică știm foarte bine că trebuie să-i pregătim pe elevi pentru acele joburi care încă nu s-au înființat, care nu s-au inițiat, pentru că și noi când începem un ciclu de activitate cu ei sau și ei ca studenți în primii ani, în primul an de facultate se așteaptă să lucreze într-un domeniu, după ce termină facultatea poate să aibă o altă ofertă, să lucreze în alt domeniu și atunci foarte importantă este această adaptabilitate, să învățăm să fie foarte deschiși către nou, către ceea ce le oferă societatea, să învețe la orice vârstă. Este foarte important pentru ei să știe că nu, da gata, am terminat bacul, se termină, m-am săturat de învățat, termină facultatea, nu, gata, ăsta e stop. Nu, e învățare pe tot parcursul vieții și o învățare cu drag și să simți această nevoie.
cum și noi profesorii o facem și ei trebuie să înțeleagă că e nevoie să învețe continuu. Ceva la care n-am mai fost, ceva la care n-am mai făcut și că merită. Și că va fi foarte entuziasmat după parcurgere. Garantez 100% satisfacția parcurgerii unui astfel de curs.